Bună fecioară și bine ai venit la previziunile pentru următoarea perioadă. Menționez faptul că este o citire fără timp, asta înseamnă că este important momentul în care tu ai intrat pe acest videoclip, deoarece atunci Universul are să îți transmită un mesaj foarte important pentru tine. De asemenea, citirea este valabilă pentru toți cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord, sau orice altă legătură cu această zodie. Dacă urmărești pe cineva din zodia fecioară, ești binevenit de asemenea. Să vedem mesajele din partea tarotului pentru tine. O să analizezi relația dintre tine și ceilalți sau relația dintre tine și o anumită persoană. Să vedem ce mesaje are tarotul să îți transmită ție în acest moment, ce trebuie tu să cunoști la baza pachetului pentru tine avem 10 de pământ sau 10 de monede. Este o energie puternică, o energie care anunță stabilitate materială. Cartea vorbește despre o legătură cu un grup mai mare de oameni, despre o energie legată de casă, de familie. Cineva își dorește confort, cineva își dorește liniște. Mai avem aici nouă de monede. Niște bani pe care văd că i-ai primit sau pe care urmează să îi primești. Însă, în momentul de față, pe tine te văd foarte stabil, foarte sigur pe tine. Într-o anumită situație, Văd că unii dintre voi preferați să stați puțin singuri în casă sau să stați singuri într-un loc în care vă simțiți bine. Prima carte este 8 de apă sau 8 de cupe. Este clar aici că o relație trece printr-o schimbare. Te pregătești să renunți la ceva, să lași ceva în urma ta. Discutăm despre un proiect în care tu ai crezut, care a ajuns la îndeplinire și pe care acum îl lași în spate. Pentru alții este vorba despre faptul că în cadrul unei relații de iubire nu vreți să mai vedeți acele lucruri negative, vreți să le lăsați în urmă, vreți să le lăsați în spate, undeva departe. În mintea ta Uh, avem nebunul foarte frumos, este o arcană majoră care vorbește despre un nou început, despre o nouă etapă. Pentru că până acum avem 10 de monede, avem 8 de cupe și uh, cartea aceasta este clar faptul că tu ai lăsat în urmă anumite probleme legate de casă, legate de familia ta. Iar cartea asta vorbește despre o bucurie foarte, foarte mare. Cartea vorbește despre eliberare, o noutate plăcută legată de muncă, legată de viața ta, la modul general vorbind. Văd aici că ai idei noi, ai oportunități noi. Ești într-o perioadă în care tu ai extraordinar de mult curaj pentru a-ți exprima punctul de vedere. Ești foarte încântat în legătură cu o situație din viața ta. Foarte curând văd aici să apară o nouă persoană, dacă ești o fecioară singură. Sau pentru alții dintre voi văd aici o nouă etapă în cadrul unei relații, o nouă etapă la muncă. În inima ta avem un șase de aer sau șase de spade care vorbește foarte clar despre un drum pe care tu îl faci către un loc drag sufletului tău aștepți pe cineva de la drum sau văd o plimbare pe care ai făcut-o recent sau pe care urmează să o faci pentru relaxare, pentru bine. Este foarte vizibil aici că tu te afli într-o energie de schimbare, e ca vântul schimbării care se anunță în viața ta, dar este ceva extraordinar de benefic. În continuare, 10 de foc sau 10 de băte. Te afli într-o perioadă tensionată, este adevărat. Poate ești stresat, ai parte de multe activități, de multe responsabilități din viața de zi cu zi, responsabilități de la muncă. Sfatul cărții aici este să te organizezi foarte bine, să ceri ajutorul celorlalți și să încerci să înțelegi că. Este o etapă de renunțare pentru tine. Ai niște zile foarte încărcate, văd aici, aglomerate, însă, repet, cu mult curaj și cu mult entuziasm, tu reușești să le depășești. Mai văd aici și o relație la distanță sau o conexiune cu o persoană care se află într-un în alt oraș, într-o altă țară. Rezolvi aici, uite, ceva legat de o mașină. În continuare, regina de aer sau regina de spade. În viața ta, văd aici o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Regina de aer este o energie rece, detașată. O legătură puternică văd aici cu cineva care, atenție, a suferit foarte mult și care acum se respectă. O puternică legătură mai văd cu o persoană care lucrează cu mintea sau cu o persoană care uh, este mai rece, mai retrasă. Poate să fie o persoană cu părul mai deschis la culoare, o persoană mai, uh, mai slabă. Da? Mai văd aici. Cineva a luat o hotărâre, o decizie în jurul tău sau urmează să fie luată această decizie? În continuare, avem tentația, arcana majoră, numărul 15, care în plan personal pentru tine înseamnă faptul că cineva se simte atras de tine, înseamnă că cineva încearcă să te manipuleze, încearcă să te determine ca tu să reacționezi într-un anumit mod. Mai văd aici o legătură cu un capricorn, așa cum am spus, dar ți-aș recomanda o foarte mare atenție în zona prietenilor, în cadrul unei relații în care tu te afli în acest moment sau chiar în familie. Este cineva căruia îi place foarte mult să controleze lucrurile, dar văd și niște adicții, niște dependențe. Apoi avem 9 de aer, adică 9 de spade pentru tine. În plan profesional se anunță o perioadă puțin agitată, nu neapărat negativă, atenție, pentru că ea vine cu niște clarificări la pachet. Multe lucruri pe care tu le ai de făcut legate de acte. Dacă aștepți un răspuns, să știi că în momentul de față cineva se gândește aici, îți pregătește ceva anume, tu simți această transformare, simți această schimbare foarte profund, asta văd clar. Dacă ești într-o relație cu cineva, văd o persoană care se gândește intens la tine și care are niște probleme în casă sau în familie. Hai să vedem mai departe, dragi fecioare, să clarificăm puțin cărțile. În primul rând, vreau să încep cu optul de cupe, pentru că această carte este energia dintre tine și ceilalți. Optul de cupe reprezintă renunțare. Este acel moment în care tu renunți la niște idei care nu se dovedesc a fi funcționale, renunți la o persoană sau o etapă mai puțin plăcută este lăsată în spate. Hai să vedem, dragi fecioare, ce trebuie să cunoașteți ce, ce se lasă în spate. Se lasă în spate, așa cum am spus, o supărare, fie că este o senzație de singurătate. O perioadă în care au fost tot felul de discuții mai puțin plăcute. Dar pentru alții văd și faptul că dacă nu ai comunicat foarte mult cu cineva anume această etapă pleacă și se deschide altceva. Se deschide iubirea, se deschide pacea, prietenia. Atenție foarte mare la un prieten sau la o persoană din jurul tău. Pentru că aici sunt niște lucruri care mie nu îmi plac. Să vedem încotro se îndreaptă situația. Situația, așa cum spuneam și mai devreme, a ieșit din nou această carte. Situația se îndreaptă către iubire, către pace, dacă ești o fecioară singură, ai foarte mari șanse să cunoști pe cineva. Ai foarte mari șanse să te faci remarcat, să te faci auzit. Și este o dragoste protejată. O legătură puternică văd aici cu o femeie mai în vârstă sau o legătură cu o persoană mai matură. Vreau să văd arcana majoră nebunul din mintea ta ai niște idei nebunești, îți vin idei noi, treci printr-o perioadă în care ai foarte mult curaj în a-ți exprima opinia, în a exprima tot ceea ce tu gândești. De bunul vorbește și despre surprize pe care tu le ai foarte rapid în viața ta. Eliberări mai văd aici. Hai, Hai să vedem despre ce este vorba. Este un nou început care se menține, un nou mod de a aborda lucrurile în plan profesional, pentru unii. Pentru alții, văd aici că și intuiția vă ajută extraordinar de mult în această perioadă. O discuție aici văd cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Pentru unii, discutăm despre un proiect, un proiect care este extraordinar de benefic, un proiect extrem de surprinzător, chiar și o nouă persoană poate să apară repet pentru cei singuri și simt să spun că poți să atragi acea persoană cu puterea minții. Următorul mesaj pentru tine uite niște vești de pace pe care le primești vești bune. Tu ești foarte pregătit aici să intri într-o perioadă de pace, de armonie, vrei liniște și dai dovadă de nonconformism. Foarte mult nonconformism. Și mult curaj, da? În a exprima tot ceea ce tu gândești, în a exprima tot ceea ce pe tine te face fericit. Șase de spade în inima ta vorbește despre un drum pe care l ai de făcut, dar și despre o relație la distanță, niște drumuri către un loc drag sufletului tău. Șase de spade, ia să vedem. Este clar aici că tu ești determinat să mergi acolo unde îți place. Văd o bucurie și un noroc mare pe care tu îl ai în urma unui drum pe care îl vei face. În urma unei călătorii. Atenție! Mai văd o persoană foarte energică, plină de viață, iubitoare, care ți este alături. o bucurie pe care o ai legată de un copil, de o mașină, de o noutate din viața ta. Dar repet, dacă tu ești o fecioară singură, vezi că ai foarte, foarte mari șanse să cunoști pe cineva. E foarte, foarte intens acest aspect aici. O eliberare, o bucurie. Apoi avem 10 de foc sau 10 de băte la baza manifestărilor tale, care din nou această carte vorbește despre stabilitate, în sensul că ai foarte multe lucruri de făcut, vrei să le termini pe toate, pentru că tu vrei eliberare în viața ta, tu nu mai suporți această presiune care este asupra ta. Dacă te simți obosit în momentul de față, cartea îți recomandă să încerci să te odihnești, pentru că este cu adevărat o presiune extraordinar de mare asupra ta. tu ai o speranță cum că vei ieși din această energie apăsătoare și vei ieși cu adevărat. Văd o apăsare legată de o persoană care studiază la nivel înalt sau o apăsare în legătură cu o persoană care se află în străinătate. Este foarte important aici să îți menții credința în inima ta, să-ți menții speranța dar atenție, este foarte important să nu-ți aglomerezi mintea cu acele uh, lucruri destul de intense, cu acele lucruri care pe tine te, să zic așa, te obosesc. Regina de spade în exterior vorbește despre o legătură cu o zodie de aer, îți spuneam: gemeni, balanță, vărsător. Dar și despre faptul că ai legătură cu o instituție publică sau cu o persoană care lucrează cu mintea. Este o persoană înțeleaptă, dar care a suferit foarte, foarte mult. Mai văd aici și faptul că ai legătură cu o persoană cu uniformă, dar și legătură, văd aici, cu cineva care a suferit mult. Este vorba despre o femeie matură, dacă ești bărbat în mod special. Dar dacă ești femeie, vezi că ceilalți te percep ca fiind o persoană uh, respectabilă, o persoană sinceră, retrasă. Uite, văd aici o problemă legată de casă de familie și e o situație birocratică, adică legată de acte, hârtii sau documente. Se clarifică aici ceva, ceva important legat de o căsătorie, legat de o înțelegere. Văd o femeie singură sau o femeie divorțată aici în jurul tău. Poate este vorba despre tine. În continuare, avem arcana majoră, numărul 15, tentația îi spune în acest, în acest tarot. Atenție în zona prietenilor, atenție în relația cu persoana iubită. Sunt niște probleme aici în casă, în familie în legătură cu o persoană care își dorește să mențină controlul asupra unei situații. Să vedem în continuare. Da, și este ceva legat de o mutare, de un drum. Cineva este foarte atașat aici de o mașină, de o plimbare. Și mai văd o bucurie, dar tu ai aici legătură cu o persoană care dorește să te controleze foarte mult. Dar vezi că este cineva care nu îți spune tot adevărul. Dacă bănuiești că ai niște persoane care îți ascund lucruri, ar fi bine să fii atent sau atentă. Da? Atenție foarte mare pe drumuri. Să ai mereu bilet la tine sau să plătești biletul sau știu eu, dacă ești cu mașina, să ai actele la tine, să fie totul în regulă. Asta simte aici să-ți transmit în plan personal. Și bineînțeles că mai văd pe cineva care evită aici să rezolve o problemă legată de un drum, de o schimbare, de o mutare. Nouă de aer sau 9 de spade, care vorbește despre o persoană care, cum să spun, este agitat, este cineva care are foarte multe lucruri în minte, o persoană care lucrează foarte mult cu actele. Cineva care se stresează în legătură cu modul tău autentic de a aborda, pentru că tu ești acum într-o perioadă în care ai o inspirație de plină, ești autentic, ești sincer, tu spui tot ceea ce tu gândești. Da? Dacă ești femeie, văd un bărbat care se stresează aici foarte mult, iar dacă ești bărbat, ceilalți se stresează foarte mult cu modul în care tu gândești, cu felul tău de a acționa. Da? Cineva se stresează în legătură cu un contract, în legătură cu o întâlnire. Dacă ai o întâlnire, persoana asta se stresează. Unii sunt, sunt, simt așa că unii dintre voi întrebați în felul următor: De ce persoana asta evită să ne vedem? Pentru că este teamă de tine. Da? Este teamă de tine. Sau pentru că uh, este teamă de niște dependențe, de niște vicii pe care le are. Uh, dar, din contră, dacă este cineva care tot insistă aici să vă vedeți, da? Uh, acest om uh, are niște probleme. Are niște probleme foarte mari. În regulă, să vedem, dragi fecioare, un mesaj din partea Arhanghelului Gabriel. Ce trebuie să știi tu pentru această perioadă? Ok, este timpul pentru detoxifiere pentru tine. Elimină toxinele din corpul tău, din mintea ta și din dieta ta, deci din felul în care mănânci. E foarte important acest aspect. Să vedem și un mesaj din partea îngerilor romantici. S-a întors deja un mesaj. Flirt, da? Cineva flirtează cu tine. Cineva îți spune cuvinte frumoase, dar am un mesaj foarte important. Separare și a face efortul de a renunța la o fostă iubire. Cineva trebuie să facă efortul a aici să renunțe la o veche relație, la trecut. Fie tu E nevoie să ți iei mintea de la trecut. Fie cineva din viața ta este nevoie să renunțe la o relație, să facă acest efort și să renunțe. E foarte important. Să vedem. Încă un mesaj pentru tine și ți se spune așa: Închide ochii, simte ceea ce tu dorești, ceea ce tu vrei. Și totul se întâmplă în aproximativ 3 luni. Dragi fecioare, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire, dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.